dragi prieteni, iată-ne în ceas de sărbătoare, când vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. În preajma Crăciunului ne-am gândit că ar fi bine să ne focalizăm asupra acestei sărbători, asupra aspectelor esențiale și să vedem cum putem avea o serbare reușită și eficientă cu toți cei dragi. Alături de mine în studio se află Perla Hădărean, misionară de foarte mulți ani în lumea musulmană, dar nu numai, o femeie cu inimă, o femeie căutătoare de Dumnezeu, cu care vom împărtăși astăzi gânduri în jurul sărbătorii Crăciunului. Bine ai venit, Perla! Bine v-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație, Rodica. Am început să mă simt deja ca acasă la voi în studio și îmi face o deosebită plăcere să povestim despre această minunată sărbătoare care ne stă în față. Și eu mă bucur pentru disponibilitatea ta și pentru inima ta și pentru felul în care dorești să transmiți femeilor, în special, ceea ce ai descoperit tu în Cuvântul lui Dumnezeu, în clipele tale de intimitate. Și aș vrea să începem simplu, că vorbim despre Crăciun, ce sărbătorim la Crăciun, ce este în inima ta pentru sărbătoarea aceasta. Crăciunul este o sărbătoare deosebită pentru mine. Cu toții știm că este una dintre cele două mari sărbători ale creștinătății. Sărbătorim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, nașterea Mântuitorului nostru. Pentru mine, Crăciunul reprezintă un nou început. Și cred că ar trebui să ne gândim în felul acesta la această sărbătoare ca un nou început plin de speranță pentru întreaga omenire. Este o definiție frumoasă, Crăciunul un nou început. Dar e atât de confuzată această definiție și confirm că este biblic ceea ce ai spus, de mituri, datini, tradiții, de așa de multă aglomerație, chiar și cadourile de multe ori vin să ne defocalizeze. Și este un nou început pentru că este vorba de o nouă împărăție care vine pe pământ. Și cum ar trebui să ținem echilibru între și să nu uităm ce sărbătorim de fapt? Ai dreptate. În zilele noastre suntem bombardați cu foarte multe mituri, legende, povești și nu cred că este nevoie să intrăm în detaliu despre aceste lucruri, pentru că ceea ce cu adevărat ne interesează este adevărul pe care Biblia ni-l reprezintă și adevărul care în esență, de fapt, această sărbătoare reprezintă și ar trebui să reprezinte pentru întreaga omenire. Bineînțeles că diavolul nu este nepăsător și întotdeauna a vrut să atace și să aducă așa o deformare, să conducă mintea umană și înțelegerea umană într-o rătăcire atunci când era vorba despre persoana Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Însă adevărul este că de Crăciun sărbătorim venirea lui Dumnezeu pe pământ, întruchiparea dumnezeirii într-o ființă umană care s-a născut printre noi dintr-o femeie ca să-L facă pe Tatăl de cunoscut. Aceasta a fost misiunea Domnului nostru Iisus înainte de a muri, de a-și da viața pentru răscumpărarea omenirii și cred că nașterea este primul pas din această imagine, din acest plan minunat al lui Dumnezeu pentru a ne răscumpăra. Altcineva definea Crăciunul, pentru că sunt foarte multe definiții și unele rezonează mai mult în anumite inimi, altele în alte inimi, coborârea cerului pe pământ. Ești de acord cu această definiție? Bineînțeles că sunt de acord, pentru că
atunci când noi ne gândim la cer, facem automat o legătură cu Dumnezeu. Sau în Tatăl nostru, rugăciunea, Tatăl nostru ne îndeamnă ca voia lui Dumnezeu să vină pe pământ precum în cerul. Cerul este asociat cu Dumnezeu. Și atunci când Iisus s-a născut pe pământ, a adus acea dumnezeire, pentru că El a fost în același timp Dumnezeu și om, a adus cerul, a adus acea dumnezeire, acea natură a lui Dumnezeu printre noi pe pământ. Tocmai pentru ca Tatăl să fie de cunoscut, să putem să îi cunoaștem caracterul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem ca și Tată, să-I cunoaștem inima plină de iubire. Îmi place că ai adus aminte de rugăciunea Tatăl nostru și aș vrea să o citim. E rugăciunea care acest copilaș pe care toată lumea îl sărbătorește, pruncul născut din Fecioara Maria, Iisus, care noi știm că nu mai este acum prunc, El este la dreapta lui Dumnezeu pe scaunul de domnie, dar când a fost pe pământ ne-a învățat să ne rugăm această rugăciune, rugăciune acceptată de toți creștinii, indiferent că e biserica tradițională, ortodoxă, catolică sau de bisericile protestante sau neoprotestante sau independente, toți respectă această rugăciune, rugăciunea domnească, și m-am gândit cât de frumos e să rostești la Crăciun această rugăciune, adică la când sărbătorești mii de ani de la nașterea Mântuitorului, să-ți amintești rugăciunea care chiar El ne-a învățat, ne-a lăsat-o. Și hai să citim un pic, aș vrea să citesc rugăciunea și o să te las să comentezi, să scoți în evidență anumite aspecte care le consideri tu importante și care ar trebui să ne preocupe. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Da, cred că este o rugăciune cât se poate de frumoasă, de plină de putere, dar și simplă în același timp, ca o și om să poată să o înțeleagă. Și pentru mine, în această rugăciune, sunt câteva elemente care îmi dezvăluie și îmi reflectă foarte bine caracterul lui Dumnezeu. Vie împărăția Ta, precum în cer și pe pământ. De aici pot să înțeleg suveranitatea lui Dumnezeu, domnia Lui, Cel care domnește în cer și Cel care are puterea să domnească și pe pământ. Apoi dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele. Pentru mine lucrul acesta înseamnă scoate în evidență caracterul de purtător de grijă, de credincioșie, un Dumnezeu căruia îi pasă de nevoile mele, e gata să îmi dea hrana de fiecare zi ca eu în trup să pot să rămân în picioare, să rămân sănătoasă, nu doar pe plan spiritual. Apoi iartă-ne greșelile precum și noi iertăm greșiților noștri. Cred că nu ne-ar îndemna Dumnezeu să spunem o rugăciune, să-I cerem ceva, ceea ce El nu ar dori să facă pentru noi sau nu ar putea să facă pentru noi. Și Dumnezeu este gata să ne ierte greșelile de fiecare dată atunci când suntem gata să ne pocăim, să ne pară rău pentru acele greșeli cu o inimă sinceră și în același timp cred că nu ne cere să iertăm pe cei care ne-au greșit dacă nu am găsit în El această putere de iertare. Apoi izbăvește-ne de cel rău.
Eu cred că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, pune în noi acea putere, acea armă prin care să venim împotriva vrăjmașului și împotriva împărăției lui. Dumnezeu nu ne-ar cere să ne împotrivim acestui inamic dacă nu ar pune la dispoziția noastră toate resursele necesare. Și aceste resurse, și această pâine, și această putere de a ierta și de a stăpâni aici pe pământ, pe plan spiritual, împotriva împărăției celui rău, le găsim în Iisus Hristos, cel care s-a născut din Fecioara Maria și ne pregătim să-L sărbătorim cu atâta efort și cu atâta dedicare. Știi, ascultându-te, aproape că am putea rezuma o nouă definiție. Ce înseamnă Crăciunul, așa cum ai spus, venirea lui Dumnezeu pe pământ, pentru a instaura o nouă împărăție, împărăție în care este vorba de purtarea sa de grijă, în care este vorba de iertare și în care este vorba despre biruința noastră asupra tot ceea ce este rău, datorită puterii sale și pentru slava acestei împărății. Exact. Și îmi place așa de mult să sărbătorim sub drapelul acesta. Sunt frumoase toate pregătirile, artificii, decorațiuni avem și noi aici, dar acest ideal, această înțelegere pe care o poți ridica în sufletul tău și o poți împărtăși altora, cred că îi perla sărbătorii, apropo de numele tău, adică diamantul sărbătorii, dacă nu, toate celelalte lucruri pot fi valoroase, dar dacă nu avem această înțelegere, bucuria nu este de plină. Ai perfectă dreptate. În jurul acestei sărbători putem să fim foarte creativi și să căutăm să sărbătorim prin decoruri, prin mâncăruri alese, prin părtășie. În perioada asta se pune foarte mult accent pe relații. Ne place să ne împodobim casa frumos și nu e nimic greșit. Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a fi creativ și de a face lucruri care să sporească oarecum și să înfrumusețeze emoția acestei sărbători, dar trebuie să avem foarte mare grijă ca toate aceste lucruri să nu ne distragă atenția de la cel sărbătorit. Și acum îmi aduc aminte că rugându-mă cu o colegă misionară, cu o soră, mi-a spus Perla, Dumnezeu mi-a cerut în preajma sărbătorilor de iarnă, exact în săptămâna, ultima săptămână, să mă pun deoparte 5 zile pentru El. Și am zis, Doamne, cum să mă pun deoparte în săptămâna asta 5 zile pentru Tine? Că curățenie, mâncare, cumpărături, da, musafiri? Mă așteaptă mama, așa cum ai spus și tu, curățenie, prăjituri, mâncare, sarmale, cumpărături, tot felul. Și a zis, nu. Eu vreau să te pui deoparte pentru mine. Și zice Perla, am început să mă rog și simțeam că Dumnezeu mă cheamă și așa de mult m-am identificat cu ea și știam ce înseamnă, era oarecum o luptă interioară în ei, pentru că același lucru am experimentat și eu în preajma unei sărbători pascale. Și chiar nu odată, când Dumnezeu îmi cerea să mă implic mai mult, fiind pe câmpul de misiune, să mă implic mai mult. Îmi aduc aminte că chiar până în ultima zi la un moment dat și mă aflam singura femeie în acel proiect la acea oră și întrebam, dar unde e sora cutare? Unde e cutare? Păi acasă, știi, cozonac, prăjituri, pregătește mielul, pregătește mâncarea. Și la un moment dat am simțit că mă găsesc așa ciudată și am zis nu vreau să mă las dezechilibrată de toate aceste feedback-uri și am căutat să mă bucur
cu adevărat de acea slujire. Și după ce m-am dus acasă, era destul de târziu după amiază, dar Dumnezeu a binecuvântat lucrarea mâinilor mele și am avut masă îmbelșugată pe masă de sărbători și am putut să pregătim împreună, în echipă, în familie, tot ceea ce alții au pregătit pentru acea sărbătoare și nu am dus lipsă de nimic. Iar anul trecut, chiar în preajma sărbătorilor pascale, Dumnezeu ne-a chemat la un post de 40 de zile pe soțul meu și pe mine să-l susțin. Și sărbătorile veneau oarecum chiar la mijlocul acelei perioade, perioade de post. Și foarte mulți creștini ne întrebau, da, întrerupeți, deci până la Paște? Și am zis, nu! Nu ne deranjează cu nimic, noi putem să sărbătorim, pentru că sărbătoarea vine din inimă. Acolo se petrec lucrurile adevărate. Nu neapărat că nu poți să mănânci acea mâncare gustoasă sau nu poți să te bucuri de arta culinară bogată pe care noi românii o avem. Și am fost la fel de însuflețiți de bucurie, de pace, de sărbătoare, chiar și în acele momente și chiar mai mult, pentru că experiențele pe care le ai cu Dumnezeu atunci când dai lui atenția cuvenită de neexplicat, sunt ceva unic pe care nici nu le poți spune în cuvinte, dar te simți edificat, te simți încurajat, te simți foarte aproape de El. La un moment dat am primit așa o imagine a Crăciunului din partea lui Dumnezeu. Într-o vedenie vedeam un oraș foarte populat, foarte agitat, lumea alerga, toată lumea zarvă, cumpărături și Iisus stătea pe un tron înalt și bătea din palme și nimeni nu-i dădea atenție. Oamenii erau preocupați să-L sărbătorească pe El, dar nimeni nu dădea atenție celui sărbătorit. Și pentru mine acesta a fost un semn de alarmă. Și am zis, Doamne, cât de înșelați putem să fim? Spunem cu buzele, cu cuvintele că te sărbătorim pe Tine, dar decorăm casele pentru noi, gătim mâncăruri bune pentru noi, facem cadouri pentru noi. Deci, toată sărbătoarea asta a devenit atât de egocentrică. Dar noi, de fapt, ar trebui să te sărbătorim pe Tine, să-ți dăm ție toată atenția cuvenită, toate ofrandele noastre, să ți le oferim ție. Și cred că este timpul ca biserica să ne oprim, așa cum spune psalmistul psalm, la un sela și să vedem ce înseamnă, de fapt, Crăciunul. Să ne pocăim în modul de a ține sărbătorile. Cineva din familia mea de multe ori amintește textul din Isaia care zice: urăsc sărbătoarea voastră unită cu nelegiuirea. Pentru că ei țineau, vechi evrei, niște sărbători care Dumnezeu le-a instituit, numai că s-a defocalizat de pe scopul pe care Dumnezeu l-a avut, pe scopul de a ne mulțumi pe noi. Și cum spuneai și tu, îl sărbătorim pe El, dar ar trebui să sărbătorim cu El. Și cum ne arată Scriptura că Dumnezeu este prezent atunci când Îl chemăm, El vrea să locuiască în inima noastră, de multe El ori... El vrea să stea la masă cu noi. Inima noastră e preocupată cu... Acum, lasă, Doamne, că de sărbători avem copii, avem musafiri, avem multe lucruri. Nu vrem să acuzăm pe nimeni cu discuția asta, dar îmi amintesc și în alți ani, când am avut alți invitați cu ocazia Crăciunului, cineva s-a exprimat chiar așa: noi suntem vinovați, noi am furat sărbătoarea, noi am furat sărbătoarea lui și ne sărbătorim pe noi. Și cred că e momentul în care să ne întoarcem și simplu, foarte simplu, să sărbătorim împreună cu El. Pe mine, anii petrecuți pe câmpul de misiune, într-o lume unde Crăciunul nu există, m-a ajutat foarte mult.
în a reflecta și a pune oarecum lucrurile în ordine, într-o oarecare ordine. Și pentru mine și familia mea, luna decembrie, toată luna decembrie am decis să fie o lună mai specială, mai deosebită, o lună în care pe măsura timpului pe care îl avem la dispoziție să încetinim un pic mersul nostru în lumea aceasta și ne-am făcut așa un obicei ca în această lună să reflectăm mai mult la ceea ce a însemnat pentru noi Iisus. Întotdeauna în această lună mă opresc, nu că altă dată nu m-aș gândi sau nu aș ține cont, dar într-un mod voit sau într-un mod organizat, ca și o tradiție în familia noastră, din momentul în care l-am întâlnit pe Iisus, ce a însemnat Iisus pentru mine? Oarecum întoarcerea mea la Dumnezeu are legătură cu perioada aceasta a sărbătorilor, pentru că s-a întâmplat imediat după anul nou. Și într-adevăr pentru mine a fost un nou început. Și atunci când m-am întâlnit cu Domnul Iisus, semnificația Crăciunului a devenit altceva decât a fost până atunci. Și am încercat să transmit asta și fetiței noastre, să transmit o deprindere și pentru ea în a sta și a reflecta cine este Iisus. Ce facem cu acest Iisus care s-a născut? Să pot să trezesc în ea acea capacitate de a vedea dincolo de pruncul acela din iesle. Iisus s-a născut, a venit în lume ca și un prunc, ca și un bebelaș, pentru că așa se întâmplă pe cale biologică, naturală, nașterea, venirea unui om pe lume. Dar el chiar atunci a fost mai mult decât un bebeluș. A fost Dumnezeu venit pe lume și Maria a știut foarte bine acest lucru. Și cred că ar trebui să privim și noi dincolo de a-L mai vedea pe Iisus de Crăciun doar acel bebeluș născut într-o iesle. Avem cântece și povești și discuții între noi și ne oprim așa de mult asupra faptului că El, săracul, Iisus, s-a născut într-o iesle. În frig și așa. Eu cred că nici pentru Domnul Iisus atunci și nici pentru alt bebeluș nu ar fi așa o traumă mare. Nu ar realiza în ce condiții se află. Cred că pentru orice bebeluș când vine pe lume, cel mai important este mama. Căldura mamei, căutarea acelei legături care a fost pe perioada celor 9 luni în pântecul mamei. Și nu contează nimic în jur. Dar întotdeauna, împreună cu familia mea, căutăm să citim Scriptura, să punem filme care sunt relevante pentru această sărbătoare și să înțelegem ideile importante și lucrurile importante din spatele scenei care de foarte multe ori ne captivează așa și vedem Maria și ieslea cu pruncul, animalele și paie. Acolo vedem un domn care într-adevăr este un bebeluș, dar este un domn născut acolo. Și o femeie extraordinară despre care se vorbește foarte puțin. În anumite contexte, da. Și în altele se exagerează, dar noi trebuie să vedem totuși
lucrurile valoroase care au legătură cu această femeie și care a stat la dispoziția lui Dumnezeu în ascultare, în acel context în care se afla, ca Dumnezeu să o poată folosi pentru primul pas din acest măreț plan de mântuire. Da, o să vreau să revenim la Maria și la Iosif, pentru că în Evanghelii mi se par așa de puține cuvinte și fiecare cuvânt e încărcat de atâtea semnificații încât atât de mult poți să înțelegi dacă privești prin Duhul în spate, au așa o încărcătură de sentimente, de trăiri care te pot ajuta nu numai să sărbătorești frumos Crăciunul, să trăiești frumos. Și îmi place de nemți, nu știu exact dacă de la Luther sau mai de mult, ei au început să sărbătorească un timp de advent, un timp de 4 săptămâni în care, așa cum ziceai tu, nu știu dacă de acolo ai luat modelul sau din altă parte, un timp în care în fiecare seară, dacă se poate, se întâlnește familia cu anumiți musafiri, prieteni sau membri ai familiei care nu locuiesc în aceeași casă, familia alergită, și stau și cântă cântece de Crăciun în așteptarea Ankunft des Herrn, înseamnă, adică sosirea Domnului, în așteptarea sosirii lui Mesia. Acum noi știm că Mesia a sosit, dar cât de bun e timpul ăsta de a sta cu familia și de a reflecta a ce înseamnă Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare membru din familia noastră, pentru vecinii noștri. Și e minunat. Și timpul ăsta poate fi folosit, așa cum ziceai, de a descoperi noi valențe. Și te-aș provoca să ne vorbești un pic despre Maria, bineînțeles și despre Iosif, dacă vrei, pentru că ea a fost împreună lucrătoare cu Dumnezeu Tatăl și a fost aleasă. Și eu cred că și de la ea trebuie să învățăm, în contrast cu atâția creștini care exagerează închinându-se și crezând cu ocazia celor 2 mari sărbători din timpul anului că Maria este făcătoare de minuni sau că este cea care mijlocește și se roagă la Dumnezeu pentru noi. Nu vrem să supărăm pe nimeni, dar spunem numai ce scrie în Biblie. Este un personaj deosebit și atât de mult avem de învățat de la el și te-aș ruga să ne spui de-a lungul anilor ce ai învățat tu de la Maria. Ai dreptate, Maria este un personaj extraordinar și mie îmi place să vorbesc despre Maria și să citesc chiar aceste versete din Luca care vorbesc despre nașterea Domnului Iisus, pentru că Maria este un exemplu de femeie dedicată, credincioasă. Caracteristicile cele mai evidente care mi se par mie în personajul Mariei sunt disponibilitate, ascultare și un act maxim de curaj. Dacă ne întoarcem puțin înapoi în cultura Mariei și încercăm să o imaginăm pe Maria, o fetiță, am putea spune, probabil de 14-15 ani, pentru că pe vremea aceea fetele erau căsătorite destul de devreme. Scuze-mă, nu vreau să te supăr, dar eu mi-o imaginez măcar de 16. Dar aici fiecare poate să... Nu intrăm în chestiuni așa de teologice. Da, da. Poate ne-ar place. Deci nu am vrut să te corectez. Știi? Am vrut să spun ce simt eu când citesc. Da, asta a fost imaginea mea, cunoscând puțin cultura de pe vremea aceea și așa că pentru cultura noastră, pentru zilele noastre, ar părea o copilă fragedă care nici nu s-ar gândi la așa ceva, la căsătorie sau a deveni mamă sau așa. Și fata aceasta era logodită. Viața merge bine, totul este frumos, în așteptarea căsătoriei,
Să gândești numai la visele acelea visele, care le au fetele. Da, și tu ai o fică și eu am o fică și știi foarte bine ce visează de când sunt mici. Cum își visează nunta, cum își visează iubitul și ca o prințesă vede totul la superlativ și foarte roz. Și credeam că și Maria a fost o femeie normală din punctul acesta și de vedere. Și putem să ne imaginăm niște părinți mândri de de fata lor, cu o părere bună, cu o imagine bună, credincioasă, crescută în cultura, în spiritul religios de pe vremea aceea. Și dintr-o dată toată viața ei se dă peste cap. Apare îngerul, îi dă vestea. Și vedem că Maria rămâne neclintită. Biblia nu ne relatează nici măcar un argument venit din partea ei. Vedem că se simte onorată. Pune condiții. Se consideră că i s-a făcut un mare har. Este oarecum surprinsă și flatată că Dumnezeu a privit la starea smerită a roabei sale și nu vine cu niciun argument. Nu îi spune, Doamne, da, dar mai așteaptă puțin. Păi știi, eu sunt logodită, trebuie să mă căsătoresc prima dată, apoi să rămân însărcinată. Poate ar mai fi o soluție ca lumea să nu mă bănuiască. Eu pot să fiu omorâtă cu pietre, familia, Iosif. Atâtea lucruri. Deci viața acestei fete putea să fie dată peste cap și să vină cu foarte multe condiții înaintea lui Dumnezeu. Și ea nu o face. Ea nu o face. Spune, Doamne, facă-se voia Ta. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul Tău. Stă la dispoziția lui Dumnezeu. Nu-i pasă, ce-o fi zicând Iosif? Ce-o fi crezând despre mine? O să fiu alungată de acasă. Poate o să fiu bătută cu pietre. Pentru ea nu a contat. A avut o încredere totală în Dumnezeu. Asta pentru mine reflectă faptul că ea cunoștea ce Dumnezeu are. Să ne amintim că evreii îl așteptau pe Mesia cu mii de ani înainte. Au profețit că va veni un mântuitor și va salva. Și ea îl aștepta, fiind o fată, așa cum ai zis, crescută bine în religia iudaică. Și când a auzit că fix prin ea trebuie să vină acest Mesia pe care l-a așteptat toată lumea, eu mă gândesc că înțelegând ce înseamnă Mesia și ce aduce el, doar așa a putut accepta toată partea cealaltă de care ai spus. Pentru că dacă n-ar fi înțeles ce va aduce Mesia sau ce înseamnă Mesia pentru atât de mulți oameni, probabil că ar fi pus... Da, ai dreptate, însă cred că în momentul acela, la vestea aceea, trebuia să aibă o legătură și să-L cunoască, să-L creadă pe cuvânt pe Dumnezeu. Pentru că ea la un moment dat spune, Doamne, dar cum va fi posibilă treaba asta? Nu era ceva la îndemâna oricui, un lucru care se întâmplă în fiecare zi, ca tu să nu cunoști bărbați, să nu ai relații și să rămâi însărcinată. Și spune, Doamne, dar cum se va întâmpla lucrul acesta? Și atunci îngerul îi spune cum se va întâmpla și ea crede, fără să pună la îndoială mesajul din partea lui Dumnezeu, fără să conteste, fără să argumenteze. Vezi că, din păcate, Dumnezeu de foarte multe ori ne descoperă planul Său pentru viața noastră. Și noi venim, ne permitem să argumentăm, Doamne, dar nu-i momentul potrivit, sunt prea tânără. Anul viitor, Doamne, atunci voi... Eu trebuie să mai studiez, să mai merg la facultate, să am o carieră, să mă căsătoresc, să-mi găsesc un băiat după placul meu și apoi
să vedem. Găsim așa de multe argumente și unele chiar credem că putem să ne agățăm de ele și să venim să combatem părerea lui Dumnezeu sau chemarea lui Dumnezeu. Iar alte ori acceptăm, dar spunem, Doamne, dar eu nu am, eu nu pot, eu nu cunosc, eu nu am avut relații cu bărbatul ăsta. Era, cred că, un motiv din punct de vedere uman foarte, foarte logic, nu? Doamne, nu am banii necesari. Doamne, nu am resursele necesare. N-am experiența, n-am susținerea, riscul e prea mare. Dar faptul acesta mie îmi reflectă încă o dată că Dumnezeu este Cel ce ne cheamă și ne califică după aceea. Ceea ce El așteaptă din partea noastră este disponibilitate și acceptare. Vedem că îngerul îi spune cum se va întâmpla, că va rămâne însărcinată prin Duhul Sfânt și pentru ea a fost suficient. Ea a înțeles, pentru că ea a crezut că cuvântul lui Dumnezeu este însoțit de putere. Acest lucru trebuie să înțelegem și noi. Dumnezeu nu ne cheamă la întâmplare. Dumnezeu știe exact cine suntem, știe exact ce vrea să facă prin noi și în noi. Și cred că cuvântul lui rostit peste viața noastră este însoțită de putere. Ceea ce trebuie noi să-i oferim lui este o inimă deschisă, disponibilitate și acceptare. Știi, ascultându-te, am subliniat câteva cuvinte care tu le-ai zis și la care am mai adăugat disponibilitate, ascultare, curaj maxim, sacrificiu, jertfire supremă, risc maxim și poate cuvântul central este ascultare. Până la urmă, Crăciunul, dacă privim la personajul Maria și noi femeile ar trebui să privim la modelul acesta, ar trebui să înseamnă ascultare. Ascultare înconjurată de risc maxim, de sacrificiu, de orice. Deci femeia asta, Maria, fata de care ai spus, așa de frumos, nu mai avea ce să piardă. Ea, ascultând, se vedea clar că va pierde totul. Dar a câștigat totul datorită ascultării. E un paradox. Așa funcționează împărăția lui Dumnezeu. Și când mă gândesc la aspectele acestea, îmi vine clar să spun, oameni buni, Crăciunul nu-i pentru mâncat prăjituri, Crăciunul nu-i pentru exagerări, Crăciunul este pentru a aduce ascultarea de Dumnezeu în viețile noastre. Cu scuzele de rigoare că cei care ne ascultă poate că acum li se pare că suntem prea dure sau prea critice, dar dacă ne uităm, Crăciunul nu-i pentru prăjituri, Crăciunul nu-i pentru a ne răsfăța pe noi, Crăciunul e tocmai opusul, îi a sacrificat totul, nici măcar ceva, a sacrificat ceva de dragul lui Dumnezeu. Crăciunul este pentru a sacrifica totul de dragul lui Dumnezeu. Și eu cred că atunci când realizăm că toate privirile noastre și atitudinea inimii noastre trebuie să fie direcționată către Iisus, eu cred că celelalte lucruri vin foarte natural. Eu am observat din experiența mea, pentru mine cel mai important lucru care consider eu este să am bună dispoziție. Asta apreciază cel mai mult fiecare familie, de la mama, de sărbători. De la soție. Eu știu că oricât de bună mâncare și de multă mâncare aș face și prăjituri, dacă eu nu sunt parte acelei sărbători, dacă eu nu vin cu bucuria, cu prezența mea plină de bucurie, de bună dispoziție, de zâmbet, familia mea nu este fericită. Bucuria ca roada Duhului Sfânt, că o bucurie de suprafață... Da, normal. Normal. Și atunci eu întotdeauna caut să fac și mâncare, fără exagerare. Pentru că la noi în familie nu se mănâncă mai mult, chiar dacă zilele de Crăciun. Noi nu putem să mâncăm decât atât cât se satură un om.
Și încerc să-mi fac un plan foarte bine pus la punct. Cu mâncarea pe fiecare zi, cât considerăm că ar trebui să avem și cu un pic în plus pentru anumiți musafiri, dacă se întâmplă așa. Dar noi, ca și familie, am ajuns la concluzia că nu mai vrem să exagerăm, nu acesta este scopul nostru. Nu vrem să investim în lucrurile astea, vrem să luăm toate lucrurile astea pământești și în zilele de Crăciun, ca și în celelalte zile obișnuite. Dar vrem să fim prezenți cu inima, cu sufletul și să transmitem fetiței noastre pe partea spirituală adevărul și esența și inima Crăciunului. Și vedem că asta o face cu adevărat fericită și pe ea. Și mă bucur că, deși are doar 12 ani, am reușit să îi transmit aceste lucruri și chiar îmi spunea, mami, vreau să scriu în fiecare zi, în luna aceasta, un lucru care mie mi-a plăcut și un lucru care am văzut că Dumnezeu m-a întâmpinat. Și m-am gândit să scriu o săptămână, dar cred că ar fi bine să scriu în fiecare zi din luna aceasta, să găsesc lucruri frumoase pe care Dumnezeu le face pe mine în fiecare zi. Și asta este bucuria cea mai mare. Celelalte cred că vin de la sine. Bucuria apropiere de Dumnezeu nu poate fi egalată cu nimic. Și tu spuneai mai înainte ceva, o afirmație la care vreau să revenim. Ai spus că atunci când ascultăm, Dumnezeu poartă de grijă de toate celelalte lucruri. Nu te contrazic, sunt de aceeași părere. Dar cineva ar putea spune, uitându-se în Luca, în capitolul 1, versetele 32-33, la promisiunile care le face îngerul Mariei și îi spune așa de frumos, el va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Credem lucrurile acestea și vedem că sunt valabile până în zilele noastre în ce privește împărăția care Dumnezeu a instituit-o. Dar a existat momentul acela în care Maria n-a găsit loc unde să poposească, în care nașterea s-a suprapus nu cu un sezon de înconjurare din partea tuturor celor dragi și grijă, ci a trebuit o călătorie care nu și-au dorit-o să o facă și cu multe greutăți. Oare în momentele acelea și noi trecem prin astfel de momente în care ascultăm și apoi vine momentul de încercare, în care vine o situație în care cei din jur sau chiar în mintea noastră ne vin gânduri, bun, dar unde-i promisiunea Dumnezeului tău când El s-a născut în grajd, când oamenii au respins-o pe Maria și pe copilaș? Ea nu s-a întrebat oare, dar unde-i scaunul de domnie, dar unde-i împărăția, oare am auzit bine ce a zis îngerul? Sau poate Iosif i-o fi zis Mariei așa? Nu știu dacă ei s-au întrebat, dar noi ne întrebăm. Și nu vedem întotdeauna. Da, de multe ori ne întrebăm. Eu nu pot să vorbesc decât din experiența mea. Și a fost un moment în care pot să zic că m-am aflat și eu și te-ai aflat și tu. Oarecum în postura Mariei. Bineînțeles, nu puteam să dăm naștere din alt punct de vedere. Dar a fost un moment în care și în inima mea și în inima ta și în inima multor femei s-a născut Iisus. Și Dumnezeu ne-a chemat să-L ducem, acest Iisus, cu noi în multe locuri. Unele mai frumoase, altele mai puțin frumoase, unele mai vitrege, mai grele. Și noi am acceptat. Și eu am avut călătoria aceasta a mea cu Iisus în multe locuri și în multe locuri unde lumina aceasta, această stea strălucitoare nu a răsărit încă.
Dar știi care este frumusețea? Că Dumnezeu este, Dumnezeu Tatăl este acolo cu tine. Și este credincios. Și cuvântul lui rostit peste tine este însoțit de putere. Și eu cred că Maria și Iosif nu s-a întrebat. Ei erau atât de bucuroși de nașterea acelui copil, încât nu cred că au mai luat în calcul așa de mult locul în care se aflau. Eu știu, atunci când eu puteam să-l vestesc pe Iisus și să-i spun unui musulman despre Iisus și să văd că musulmanul acela a înțeles cine este Iisus și s-a născut și în inima lui, așa cum o mamă uită durerile nașterii în momentul în care vede copilașul, nu te mai gândești la condițiile vitrege, că ar fi putut să fie mai bine, că m-a durut prea mult. Lucrurile astea dispar. Pentru că Dumnezeu este acolo cu tine. Pentru că tu chiar crezi în ele. Tu chiar vrei să se întâmple lucrurile alea și depui tot ce Dumnezeu a depus în noi, pentru că Dumnezeu are resursele Lui într-un mod egal pentru fiecare dintre noi. Noi nu putem să spunem că Dumnezeu mie mi-a dat o măsură mai mare de har mie sau ție și la altcineva mai puțin. Dumnezeu ne-a pus la îndemâna noastră toată bogăția harului și slavei Lui. Acum depinde de noi cât luăm din acea măsură și cu câtă înțelepciune administrăm harul pe care El ni l-a pus la dispoziție. Și harul este acesta, de a face lucruri pe care tu niciodată din puterea ta nu ai fi putut să le faci. Ascultându-te, Perla, mi-am dat seama de mai multe aspecte pe care personajul Maria ni le transmite. Și Maria, femeia, fetița de care spuneai, este persoana care primește pentru prima dată viziunea mântuirii. Nu neapărat că n-au fost și profeții care cu mii de ani înainte au vestit venirea lui Mesia și toată lumea l-aștepta, dar la modul concret, El va veni acum, El se va naște și tu vei contribui, vei fi roaba Domnului prin care se va face lucrul acesta. Este extraordinar și totuși, cât sacrificiu presupune ascultarea de planul lui Dumnezeu. Și m-am gândit așa că tu ai de la Domnul o viziune, de fapt este descoperirea planului tău pentru viața ta. Eu am o viziune pentru viața mea, pentru familia mea. Femeile care ne ascultă și bărbații au o viziune pe care Dumnezeu le aduce la cunoștință la un moment dat. Viziune care presupune ascultare. Dar ne putem inspira și ne putem încărca de putere uitându-ne la exemplu Mariei, pe care multă lume o onorează fără să țină cont de aspectul acesta, și atunci, încurajându-ne de la ea, putem aduce planurile lui Dumnezeu pe pământ, chiar dacă ne costă, chiar dacă vor veni momente de destabilitate în care diavolul ne va spune, dar unde e împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu sau cum tu, păi ești distrus în următoarea secundă. Și mă bucur că aspectul acesta al omului vizionar este atât de frumos prezentat în viața Mariei. Și trebuie să fim foarte conștienți despre cine este viziunea. Indiferent în ce direcție ne-ar purta viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, la ce oameni, în ce fel, prin ce formă putem să ajungem să împlinim acea viziune, trebuie să conștientizăm până la capăt despre cine este misiunea și viziunea, pentru că centrul este Iisus Hristos. Mesajul este unul singur, mesajul nu se poate schimba. Modalitatea, tehnicile, felul în care noi lucrăm la a împlini acea viziune poate să diferă de la caz la caz, de la loc la loc, de la națiune la națiune, de la individ la individ, dar mesajul rămâne același, neschimbat, Iisus Hristos. Știi ce-mi place, Perla? Că Maria merge la Elisabeta și petrec timp împreună. Două femei cu viziune. Ce zici de asta? Două femei cu viziune într-o legătură strânsă. Cu aceeași viziune din perspective diferite, fiecare și-o știu rolul ei. Fiecare o știu rolul ei, iar viziunea, rodul
pântecului era în legătură. A săltat. A săltat pruncul Elisabetei atunci când Maria a sosit și Maria a vorbit despre ceea ce poartă ea în pântece. Deci era o legătură oriunde ne-am duce. Acest mesaj, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne va lega întotdeauna. Așa cum ziceai înainte, Hristos se naște în noi și trebuie să-L ducem undeva. El întotdeauna va tresălta în noi și în ceilalți atunci când venim împreună. Chiar dacă chemările sunt diferite, chiar dacă situațiile sunt diferite, dar vom recunoaște Hristosul din ceilalți și ei îl vor recunoaște pe Mesia din noi, atâta timp cât umblăm în ascultare de El. Mulțumesc, Perla! Ne-ai inspirat pentru meditații adânci de această sărbătoare a nașterii Mântuitorului, pe care, din tradiție, unii spun Crăciun, dar credem că nu este definiția sau denumirea cea mai corectă, ci nașterea Mântuitorului ar fi titlul cel mai potrivit și ne-ar putea îndrepta înspre modul cel mai corect de a sărbători. Amin. Așa să fie. Să ne ajute Dumnezeu să păstrăm pe Iisus Domnul în inimile noastre și să-L ducem la toți cei din jur. Amin. Mulțumesc, Perla. Cu mare plăcere. Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, vă dorim în continuare sărbători binecuvântate, luminate și fericite, pline de prezența lui Dumnezeu și să facem ca în jurul nostru să lumineze steaua Evangheliei, acea care aduce veste bună și salvare în fiecare viață. Să fiți binecuvântate, doamnelor și domnilor, să fim un popor cu viziune și planurile lui Dumnezeu, voia sa cea bună, perfectă și desăvârșită cu privire la fiecare dintre noi, cu privire la fiecare generație, cu privire la fiecare popor, să fie adusă la îndeplinire. Să fiți binecuvântați și să ne revedem sănătoși peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile.